Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă voi arăta cum schimb coada toporului. Este vorba despre această coadă. Între timp am scos-o de pe lamă, sau cum se numește, după toporul propriu zis. Era destul de veche, destul de bătrână, se crăpase. A trebuit să o dau cu scoci pentru că la un moment dat mi-a prins mâinile. Mâinile vorbesc ca ciupit de piele, pur și simplu. Și nu este foarte plăcut, este o chestie foarte dureroasă și pentru cine nu știe, îți creează acele bășiși cu sânge și nu este plăcut, v-am spus, și nici sănătos și nimic, nu vă doriți așa ceva, credeți-mă. De altfel știți despre ce vorbesc. Bun, această coadă este foarte veche, are undeva, cred că, la 6 ani. Dar această coadă a fost băgată printr-o metodă, spun eu, corectă. A fost băgat toporul dinspre vârful cozii spre capăt, da? Unde trebuie să stea el. Adică pe aici, așa. Da? Și a fost trecut până la capăt. În clipul de azi eu nu o să-l bag așa și vă explic și de ce. Pentru că nu mai am sculele necesare. Adică sculele necesare însemnând o simplă menghină. Nu ar fi o problemă de achiziționa menghina. Ideea este că trebuie să-mi fac un banc. Momentan eu nu mai dețin un banc foarte stabil, foarte bun. Țapă cum trebuie să prind o menghină. Și așa că vă voi arăta metoda mai simplă. Am văzut că mulți, chiar și pe YouTube, folosesc această metodă, dar nu este la fel de rezistentă. Bun, metoda simplă pe care vă spuneam este introducerea capului de topor pe aici prin capăt, da? Prin capătul cozii. Vale, nu este o metodă foarte rezistentă, dar asta e. Între timp, eu am dat semnele, de se vede aici, date cu creionul. Astea sunt semnele. Am pus pur și simplu capul de topor și am băgat creionul și am dat semn. Să vă explic și despre capul de topor. De regulă, capul de topor are o parte mai mare spre exterior, da? Și o parte mai mică spre interior. V-am zis, exact pentru treaba asta este. Pentru a fi mai ușor de băgat prin coadă, are o formă conică, să-i spun așa, și a fi scos pe aici. Dar aici implică și anumite, să spunem, compromisuri. Compromisuri înseamnă că trebuie să subțiem foarte mult coada de topor. Acum, unii vor spune că, domnule, de fapt nu se pune așa și de asta e conică, pentru că o să-l pui în capăt și de asta e conică să bați o pană și să se umfle. Probabil este și asta, dar eu vă zic că am avut pe alt topor și băgat așa în capul ăsta, pusă pană ca lumea și pus la umflat și cum vreți voi, și nu a rezistat la fel cum a rezistat acesta. Bun, să nu mai lungesc clipul, vă voi arăta cum fac mai departe. Am mai dat încă o dată semnul, sper că se vede pe cameră. Deci primul semn era acesta concret, da? Dar nu era ok, deoarece lama toporului venea cumva în partea stângă. Și am mai dat încă o dată un semn. Este acesta ce se vede mai puțin. Și acesta rămâne semnul de scobit. Deci restul ce este în afara semnului va fi pur și simplu scobit în lemn. Pentru treaba aceasta voi folosi un cuțit. Asta, să știți că este cuțitul de la motocultor. Cu asta curăț frezele, labele, cum le spun eu. Voi pune prima dată aici, voi bate ușor cu ciocanul. La fel voi face pe o margine.
după ce l-a încioplit, voi bate un loc de pană. Nu v-am prezentat scula asta. Probabil este o fostă veche pilă și mi s-a dat o formă ascuțită. Mai nu știu ce a fost înainte, probabil n-a fost pilă, probabil chiar ăsta a fost instrumentul. Eu îi spun pană. După asta am pe asta o folosesc. Da, pe mijloc. Acum voi încerca să fac o pană din acest rest. Să vedem dacă va fi îndeajuns de rezistentă. Mi s-a rupt, nu este o problemă, voi mai încerca să bag o pană aici. Cam așa arată la final. Nu arată el cel mai frumos sau cea mai rezistentă metodă de a pune un topor, dar așa l-am făcut eu și pe ăsta îl voi folosi. Să-i facem și o probă toporului. Ăsta este cel mai mare lemn pe care l-am găsit. E destul de țapăn, se simte foarte bine. Lemnul este destul de gros, iar încă o chestie, nu știu dacă mulți știu, cu cât lemnul este mai umed, cu atât se sparge mai ușor. Ăsta fiind foarte uscat, se sparge, să știți că foarte greu.
Deci, să știți că este foarte rezistent. Sunt mulțumit de el. Pe astea o să le păstrez pentru sobă, pentru că sunt cam la mărimea necesară. Deci intră pe gaura sobei. Asta este toporul pe care l-am făcut. Acum vreau să vorbesc și eu ceva cu voi. Vreau să înțelegeți că aceste clipuri pe care le fac eu sunt o alegere, pur și simplu chiar o alegere, să vă prezint și vouă anumite lucruri pe care le fac, să spun așa, în viața mea privată. Asta nu înseamnă că sunt expert, sunt meseriaș, știu exact ce se întâmplă acolo, la toate lucrurile pe care le fac. Nu vreau să cad în, cum să spun eu așa, nu vreau să fiu ca alții după YouTube care habar nu au ceea ce fac, dar se dau că sunt maestri, dau sfaturi, recomandă. Nu fac chestia asta pentru că nu pot, nu permit să fac așa. Eu știu doar pentru mine și atât. Că știu mai mult puțin și vă aleg să vă spun, de exemplu, cum se face vinul. Nu știu, de exemplu, cum habar nu am să vă spun ce am mai făcut. Vinul ar fi cel ce chiar vă spun exact ce de făcut la el. Nu știu cum, nu neapărat seară în grădină, pentru că eu n-am arat în grădină ca să vă știu, ca să știu să vă spun, bă, uite așa seară, uite așa se face. Nu, dar de o frezare în grădină, de pus o ceapă în grădină. Astea vi le pot spune că le știu, le-am învățat, am avut de la cine să le învăț. La fel, vă voi arăta în primăvară, eu am pus niște vie la școală. Via la școală se numește vie care e pusă să creeze anumite rădăcini ca să poți să le implantezi în pământ, în locul altor vițe sau vrei să o iei de la zero cu viță de undeva. Asta o să vi le arăt în toamnă, asta știu să le fac. Sunt multe lucruri pe care le fac pe lângă casă sau în grădină ce nu le filmez. De ce nu le filmez? Pentru că nu am ce să vă arăt acolo. Ori le consider prea puierile, prea, nu știu, toată lumea le știe, care mulți dintre voi le știu mult mai bine decât mine. N-are rost să filmez. Dar sunt unele lucruri la care doresc să participați și voi. Și mă refer la, nu știu, acum am pus porumbul. Eu până acum n-am mai pus porumbul decât de două ori în viață. Odată anul trecut cu sapa, și mi-a luat, și nu glumesc, 2 săptămâni, pentru că eu am un job de care trebuie să mă țin. Din jobul ăla mănânc, ăla are o prioritate destul de înaltă pentru mine. Nu știu, după familie, jobul este pe locul 2. Nu vreau să vă jignesc cumva în treaba asta, dar nu mă ocup cu chestii pe lângă casă ca să pot să trăiesc. La fel, jobul meu și meseria mea nu are nicio treabă cu ceea ce vedeți aici, nici cu toporul, nici cu motocultorul, nici cu grădina, nici cu nimic. Eu aleg să vă arăt unele lucruri pentru că am plăcerea, pentru că vreau să vă dezvălui o chestie din viața mea. Una e să faci un lucru și aici să știți că este foarte greu, că unii vă uitați, ai făcut prost, ai făcut nasol, nu știu, nu e filmat bine, nu mi-a plăcut ce ai explicat, nu e complet explicația. Băi, așa este. Dar una e să faci un lucru, nu știu, orice lucru îl faci într-o oră, alta este când filmezi, să știi că îți va lua 2 ore sau 3 ore, depinde de situație. Poate că sunt eu mai neîndemânatic și cu chestia cu filmatul, dar cam așa mi-a. Nu mai punem pe urmă încă 1-2 ore, depinde de cât ai filmat, de câte cut-uri sunt în acel clip. V-am zis că undeva la 1-2 ore, câteodată și 3 ore, ți-a, cel puțin mie, mi-a să montez ceea ce am făcut. Asta înseamnă resurse din partea mea, asta înseamnă
În primul rând, un calculator destul de puternic să poată să randeze tot un 4K cum filmez aici, că nu am eu cea mai bună cameră. Eu filmez după un telefon acum. Și el a costat, când a costat destul ca să poată să filmeze în 4K și în 60 de frame-uri pe secundă sau poze pe secundă sau cum vreți să le spuneți, imagini pe secundă. A însemnat o achiziție, să spun așa. A însemnat niște resurse. Că nu vreau eu să mai bag resurse, că aș putea să-mi schimb camera și mâine. Să, băi, îmi iau o cameră care să filmeze 4K, să vede mult mai bine. Nu știu, proiectul viitor este un GoPro, ca să-l țin după mine, să vedeți totul mai na. Cum văd eu, să vedeți și voi, să spun așa între ghilimele. Dar am observat că multe chestii nu se merită. Odată, mulți dintre voi doar vă uitați puțin și ați plecat. Asta e. Undeva media mea de vizualizare per clip este de 30%, 30-35%. E mult, e puțin, nu știu să vă spun. Nu am cu ce să compar. De abonat, nu vă abonați. Am canalul de un an și ceva și deja nu am ajuns nici acum la 1000 de vizualizări. Deci nu am de ce momentan să mă lupt mai mult, să fac mai mult, să fac o calitate mai mare în ceea ce fac sau să postez mai des. În ultimul timp, de exemplu, e vina mea, nu dau vina pe nimeni. Am avut niște probleme legate de casă, ceea ce m-a influențat foarte mult și m-a afectat, pentru că n-am mai putut să fac nimic de grădină. În principiu, canalul, cum l-am gândit eu, a fost, nu știu, un 50% din clipuri grădină, un 50% chestii ce le mai fac pe acasă și v-am zis să le învățăm împreună, că exact astea sunt cuvintele, să le învățăm împreună. Eu multe lucruri nu știu să le fac, dar încerc să le fac și de multe ori chiar în premieră cu voi încerc să le fac. V-am zis aici să se diferențieze un pic între lucruri ce le învățăm împreună, de exemplu cum este toporul ăsta, de exemplu cum a fost când am turnat betonul acela pentru capac, și lucruri care le știu deja. Deci aici trebuie să existe o diferență. Bine, cu cât vă abonați mai mult, cu atât și pe mine mă impulsionați să fac mai multe clipuri, să-mi acord însă știm mai mult. V-am zis, timpul pentru mine este o problemă și gândiți-vă că la orice mie mi-a mult mai mult timp pentru a vă prezenta și voi și vouă ceea ce vreau eu să fac sau ceea ce fac. Acum sper și voi să apreciați doar abonându-vă, că asta e chestia. Un like, un share, un subscribe mă ajută foarte mult. Ce să vă spun? Până data viitoare, sănătate și toate cele bune!